legate de acest proiect de hotărâre. Așa cum lesne se poate observa, consilierul Romeanu PNL au părăsit sala de ședințe la cel mai important proiect de hotărâre care este supus aprobării Consiliului Local într-un an. Deci este cel mai important proiect de hotărâre. Sunt curios dacă vor refuza și indemnizația de consilier local. Sunt foarte curios. Păi dacă nu vii, dacă nu stai să votezi bugetul, înseamnă că nu te interesează nimic din ceea ce se întâmplă în administrația locală. Foarte bine. Nu erau de acord cu proiectul de buget propus de către executiv, trebuiau să rămână aici și să discutăm, să facă amendamente și să avem o discuție aplicată pe ceea ce îi ne mulțumește la acest proiect de buget. Sincer, nu prea cred că am înțeles despre ce e vorba. În orice caz, vreau să clarific două din chestiunile ridicate de domnul consilier de la PNL în ședința de comisie. Și, mă rog, făcute publice în cadrul conferinței de presă. Și anume că primăria municipiului Târgoviște își tenut bugetează 4 autobuze destinate transportului elevii. Vreau să menționez că primăria Târgoviște respectă în tocmai dispozițiile hotărârii de Consiliul Local numărul 92/15/2019. Hotărârea de Consiliu aprobată în unanimitate, repet, în unanimitate, de către Consilierii Locali din Târgoviște. Deci discutăm la momentul de față, exclusiv de o obligație de a cuprinde un buget, achiziția a 4 autobuze. E vorba de autobuze noi. Legat de acest aspect, vreau să supun atenției dumneavoastră dispoziția anexei numărul 6 la proiectul de buget, anexă care a fost cuprinsă în materialele comunicate tuturor consilierilor locali, și anume lista proiectelor cu finanțare din fonduri extern de rambursabile pe anul 2019, finanțate din bugetul local. La capitolul 8402, punctele 845801, 845802, sunt menționate următoarele proiecte. Îmbunătățirea transportului public urban, prin achiziționare de vehicule ecologice, mă rog, construire infrastructurii necesare transportului, iar la 845802 este un alt punct care spune așa. Completarea parcului auto din municipiul Târgoviște prin achiziționare de vehicule ecologice destinate transportului public urban, ambele proiecte bugetate, potrivit aceste anexe, parte componentă a bugetului municipiului Târgoviște pe anul 2018. Prin urmare, dacă adăugăm la acest fapt și împrejurarea că în data de 19 februarie Primăria Târgoviște deja a lansat achiziția de cumpărarea celor 28 de autobuze ecologice, constatăm un fapt evident. Nu numai că se achiziționează 4 autobuze, sau că în buget e prevăzut achiziția 4 autobuze, dar avem în vedere 28 de autobuze pentru care am lansat deja achiziția, la care mai adăugăm 12 autobuze pe cel de-al doilea proiect de completare a parcului auto. În total, 40 de autobuze. De fapt, colegii noștri de la PNL ce doresc? Să adăugăm la cele 40 de autobuze încă 4 pe care trebuie să le plătim din bugetul local. Pentru că văd că nu sunt de acord cu finanțarea europeană pentru aceste autobuze. Valoarea unui autobuz este undeva la 2 milioane de lei. Deci ajungem undeva la 8 milioane de lei sau 80 de miliarde pe bani vechi. Motiv pentru care, neexistând
aceste sume în buget pentru că este ilegal, imoral, neproductiv și cred eu că ar putea avea și consecințe de natură penală, a prejudicia un buget local cu 8 milioane de lei pentru niște autobuze pe care le iei gratis, da? Deci să cumpărăm 4 autobuze pe care le luăm 40 gratis, părăsesc sal, dacă nu există această prevedere bugetară. 1. Repet, municipiul Târgoviște, primăria Târgoviște, respectă acea hotărâre de Consiliu, nu numai că avem prevăzut în buget 4 autobuze, dar avem 40 de autobuze, ba mai mult decât atât, am și lansat achiziția pentru 28 de autobuze electrice. Iar după ce vor veni aceste autobuze, potrivit articolului 7 din hotărârea din 15 februarie, vom stabili traseele respective pentru cele 4 autobuze. Prin urmare, nu văd care este motivația pentru care s-a părăsit sala de ședințe. Sunt într-un fel, n-a spune surprins, dar dezamăgit de modul în care colegii noștri de Consiliul Local au înțeles să își îndeplinească obligațiile pe care le au. În această listă a proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, repet, este anexa 6 la buget, vor vedea și o valoare a proiectelor de 316 milioane de lei. Asta ca să discutăm și în legătură cu un alt aspect, spunând că susținerea potrivit căreia în buget nu avem proiecte de finanțare rambursabile, două valoare suficient. Eu cred că am lămurit acest aspect. Cred că de fapt, gestul e unul care nu are nicio legătură cu administrația. Nici are legătură cu apropiata campanie electorală pentru alegerile europarlamentare. Nu are niciun fel de legătură cu administrația. E un gest de natură politică. Dar putem să avem aici o dezbatere cu argumente și contraargumente pe acest subiect. Cred cu tărie că administrația trebuie făcută din sălile de Consiliu,